Șoferul unui tir din județul Suceava a fost la un pas de tragedie din cauza vântului puternic și aninsărilor abundente din ultimele zile. Șoferul a pierdut direcția de mers a unui camion plin cu materiale de construcție și a ajuns în șanț. Din fericire, bărbatul nu a pățit nimic. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din cauza săpezii depuse pe carosabil și a vântului puternic, șoferul tirului a scăpat controlul direcției de mers și a ajuns în șanț. Totul s-a întâmplat pe raza localității Șcheia, mai exact pe drumul care unește gura humorului de Suceava. Camionul era plin cu materiale de construcție. Momentul a fost filmat cu telefonul mobil de un alt participant la trafic. Din fericire, șoferul nu a pățit nimic grav.